Începând cu data de 1 august, Ucraina modifică regulile de testare a cetățenilor ucraineni și străini care vin din zona roșie, în care inclusă și Moldova. Astfel, cetățenii moldoveni care vor să călătorească în Ucraina, dar să nu fie plasați în carantină, pot prezenta testul negativ la COVID-19 efectuat în Moldova. Un astfel de test trebuie făcut cu cel mult 48 de ore înainte de intrarea în Ucraina. Dacă persoana a primit un rezultat negativ, ceea ce confirmă că nu este bolnav, nu va trebui să stea în carantină timp de 2 săptămâni după intrarea în Ucraina. Ucraina, care și ea se confruntă cu o rată mare a infecțiilor, cu peste 69.000 de cazuri, a inclus Moldova în zona roșie. Astfel, moldovenii sunt nevoiți să se autoizoleze timp de 14 zile, cu excepția prezentării testului negativ după intrarea pe teritoriul ucrainean.